Germania se lamentează că se confruntă cu o criză fără precedent în istoria ei, de după al doilea război mondial. Criză generată de imposibilitatea de a mai accesa energie, petrol și gaze din Federația Rusă. Cu toate acestea, cu toate că spune că se confruntă cu o criză teribilă, cu toate că economia stagnează sau chiar e amenințată de recesiune, iată că guvernul Germania a decis să scoată o sumă colosală, peste 80 de miliarde de euro, pentru a compensa facturile la energie ale cetățenilor săi. Din punctul de vedere, din punct de vedere social, al politicii sociale este absolut admirabil ceea ce face guvernul Germaniei. Ar trebui și alte guverne să învețe că trebuie să facă sacrificii pentru cetățenilor, nu să-i jecmănească, nu să-i jupoaie, pentru că ele trăiesc de pe seama cetățenilor.